Deci m-am uitat la ăștia pe internet, au niște review-uri demențiale. Da, până deschide meniul. Dar știi că oricum eu nu mănânc mult, adică... Nu mănânci mult, niciodată nu mănânci mult. Numai o sălățic, așa, și jumate de ceafă de la mine, crispy-urile, știi, dar nu-ți foame. Lasă-mă în pace. V-ați hotărât? Da, deci am dorit să comandăm așa, două porții de salată. De mai avea o filet de pită, tot un gem farfuria. Și super accesibil la preț, deci eu nu pot să cred că n-am mai venit aici. Lași șubuc de bani ăștia. Bine, lasă-i, dar nu toți, că trebuie să merg la mall după aia. Iar la mall, mă. Bună, mulțumim, foarte bun. Mulțumim foarte frumos, excepțional. Dar e dublu nota. Păi, desigur că așa-i. Cum așa-i treaba? Taxă pe masă? Dacă v-am pus masa într-un loc frumos, nu v-am pus cu masa lângă toaletă? Nu vă supărați, dar ce înseamnă taxă pe nescuipat? Ce? Am vorbit cu bucătarul în timp ce v-a gătit mâncarea, a ținut gura închisă. Și asta ce-i taxă pe zâmbet? Păi da, că mi-am făcut o lucrare la dentist să vă pot zâmbi frumos. Și domnișoara e cam acritură. Taxă pe bere rece, dar ce, se servește bere caldă? Dumneavoastră, dacă nu aveam eu grijă să vă aduc o bere rece... Ce-i asta? Taxă pe oarele, dar ne-ați văzut pe noi pe telefon să... Dânsul, ca să prindă acolo la pariuri în timp real. Și asta ce-i? Asta deja e culmea, domnule. Taxă pe linguri? Păi da. Doreați să vă fi adus lingura cu care se încalță barmanul? Cum? Nu, asta trebuie să fie o glumă. Taxă de insecte? A fost bună limonada. Da. Înseamnă că am avut eu grijă de muște. Taxă de deodorant? Puteam să nu mă dau cu deodorant și atunci nu consumați ce era în farfurie. Nu, îmi cer scuze, dar taxă de... Am văzut aici ceva ce... Domnișoare, servirea a fost bună? Da, a fost bună servirea, dar atâtea taxe... Mâncarea a fost bună? Da, a fost foarte bună mâncarea, atunci... ca la mama acasă, sincer. Ca la mama ei acasă. Cum adică? Și mai că te gătești bine, dar și acolo plătesc taxe. Cum adică plătești taxe? Ce vorbești? Taxe, mici atenții, cadouri, du-te cumpără și tu aia că pensia e mică. Mă, dar ești chiar nesimțit acum, serios. Nu începe, că nici tu, fără 500 de lei în buzunar nu ești din casă și mă, parfumuri de vițe, Victoria, nu știu ce. Știi ceva? Domnișoară, e păcat să stricăm seara asta, a zis că mâncarea a fost bună, servirea a fost ireproșabilă. Domnule, nu lăsați ca micile inadvertențe din cuplu să strice o ieșire în oraș. De acord? Da, aveți dreptate, da. Da. Hai că vă plătesc eu nota. Plus 50 de lei. 50 de lei? Pentru ce? Păi taxă de împăcare. Auzi că mai câte chiar nu gătește foarte bine, știi, și de acum acolo mâncăm acolo. Că dacă te plătești taxa ca și parfumul și tăte prostii, nici măcar... Dar nici nu mai vii la mine în casă, ai înțeles? Ieși afară, dispari. Nota!